Doamnelor și domnilor, bună seara! Numele meu este Adrian Lungu și sunt onorat să fiu în această seară în mijlocul dumneavoastră pentru a marca împreună o zi extraordinară, Ziua Națională a României. Mă uit în sală și văd și șimeoni extraordinari, frumoși, deosebiți. Sper să ne încerce în această seară niște sentimente de emoție, de bucurie și de speranță. Sunt sentimente pe care înaintașii noștri, cu siguranță, le-au încercat în momentul realizării Marii Uniri. Este ziua României, dar îmi place să cred că este și ziua românilor, ziua tuturor românilor care s-au implicat, unii au murit, să știți, pentru ca țara asta să fie unită, să fie liberă, pentru ca astăzi noi să fim aici împreună. Motivul prezenței noastre este unul extraordinar și să știți că în misiunea mea de a prezenta un spectacol dedicat Zilei Naționale a României, în această misiune frumoasă nu sunt singur, ci am o parteneră de prezentare, o șimleoancă. Și mă uit pentru că este în partea mea dreaptă. Vă rog să aplaudăm, doamnelor și domnilor. Este Dalia Sándor. Și vreau să vă spun și câteva cuvinte despre ea. Mi le-am notat pentru că am emoții mari de fiecare dată când vin aici, în mijlocul dumneavoastră. Dalia este elevă la Colegiul Național Simeon Bârnuțiu, profil matematică-informatică. Este o viitoare studentă la drept. Foarte interesant, matematică-informatică și ajungem la drept. Este pasionată de drumeții pe munte, îi place să descopere noi culturi, obiceiuri și tot ce implică gastronomia acestora și mai este și ambasadoare junior al Parlamentului European. Îți mulțumesc tare mult că ești în această seară alături de noi. Dalia, cum te simți? Bucuroasă și, în primul rând, onorată să mă aflu în prezența dumneavoastră și mai mult în fața dumneavoastră pentru a sărbători, nu în ultimul rând, faptul că suntem români. Este foarte important ce spui tu. Trăim românește, avem suflet de români, indiferent în ce colț al pământului am fi. Dar nu mai lungim vorba, doamnelor și domnilor, avem foarte multe momente deosebite, pregătite pentru dumneavoastră. Este un spectacol organizat de Primăria Șimleul Silvaniei, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Le mulțumim, desigur. Și pentru că vă spuneam că avem multe momente artistice pregătite, dar și alte surprize, înainte de toate, permiteți-mi să-l invit aici, alături de noi, pe scenă, pe primarul orașului Șimleul Silvaniei, domnul Cristian Lazăr, bineînțeles, în aplauzele dumneavoastră. Domnule primar Cristian Lazăr, bună seara, bine ați venit în mijlocul nostru. Bună seara, bine v-am găsit. Distinși invitați, doamnelor și domnilor, Sfântul Andrei deschide luna sărbătorilor creștine de iarnă și astăzi, cu atât mai mult, suntem în ajunul Zilei Naționale a României. Prin urmare, dați-mi voie, înainte de orice, cu acest prilej, să încep prin a ura la mulți ani sărbătoriților zilei, tuturor Andreilor și Andreelor care se află aici și oriunde în lumea aceasta, cât bineînțeles și dumneavoastră, un sincer la mulți ani și un sfârșit de an cât mai bun, cu cât mai multe bucurii și cât mai frumos. Deschidem cât mai mult Șimleul pentru activități și evenimente culturale care, sper eu, să ne permită să ne conectăm cât mai mult la acele momente care ne aduc împreună, ne adună și care generează o energie bună atât pentru noi, cei de aici, cât pentru întreaga comunitate, până la urmă. Pe lângă construcția și reconstrucția orașului, trebuie să avem grijă și de suflet. Și, prin urmare, trebuie să ne raportăm la tot ce ne aduce mângâiere și o bună dispoziție. Și cred că ne aflăm într-un astfel de moment, într-o atmosferă binecuvântată, într-o perioadă specială a anului. Cum zicea și înainte antevorbitorul meu, Adi Lungu, este ziua României, este ziua fiecărui român până la urmă. Povestea României este o poveste foarte frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea. Pentru că este dovada vie, este dovada vie a faptului că convingerile noastre, a tuturor românilor,
au făcut această țară să fie ceea ce este astăzi, anume, tot ceea ce bate în fiecare român, ce bate în fiecare inimă de român, într-un final va triumfa indiferent de vremuri. Și mai mult decât atât, ne mai demonstrează faptul că o idee poate schimba sau chiar constitui o țară. Dar, cum vă spuneam, fiind vorba despre români și nu doar despre țară, țara se construiește prin cetățeni, prin cetățenii ei. Și cetățenii ei o fac mai bună sau o fac să strălucească. Prin munca lor de zi cu zi, prin faptele lor și prin activitățile lor. Așa încât valorile nu trebuie uitate, nu trebuie lăsate în urmă. Mai mult decât atât, ele trebuie prețuite și puse la loc de cinste. Sunt români care prin munca lor și prin rezultatele lor au dus numele acestei țări pe puncte înalte la nivel european și mondial. Trebuie să ne mândrim cu ei pentru că ei ne fac mândri în fiecare zi. Și sportul este o carte de vizită pe care România a jucat-o de multe ori la nivel mondial și care i-a deschis multe uși. Și pornind de aici, șimleul Silvaniei are din plin această carte de vizită și o să vedeți la ce mă refer. În urmă cu 40 de ani, de aici de la Șimleu, pleca o echipă de tineri, pleca spre Belgrad. De acolo, acei tineri s-au întors campioni balcanici și au dus la Șimleul Silvaniei Cupa Balcanică la volei masculin. Prin urmare, ne mândrim cu ei și ceea ce facem astăzi este un moment simbolic pentru că trebuie să ne bucurăm și să-i primim pe fiecare dintre ei în aplauzele dumneavoastră, după cum urmează, pentru că ei merită din partea orașului, a primăriei și a consiliului local, placheta de onoare. Și îl invit alături de noi, în fața dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, pe tunarul Europei, domnul Mircea Tutovan! Capitanul acelei echipe care cucerea Cupa Balcanică, ridicătorul echipei, Măcicășan Vasile. Se acordă plachetă de onoare celălalt ridicător al echipei, domnului Teofil Chiș. Un șimleoan jet pe jet. Maestru emerit al sportului. Se acordă plachetă de onoare domnului Ioan Țerbea. Acordăm plachetă de onoare unui jucător care a contribuit mult și după acei ani ai câștigării Cupei Balcanice, domnului Adrian Arbuzov. Se acordă plachetă de onoare domnului Ioan Ghic, un centru exponențial. Haideți, vă rog, mai în față, haideți în față. Haideți mai în față. Acordăm plachetă de onoare domnului Dănuț Ciontoș, Duțu Ciontoș, șimleoanul nostru care cucerea Cupa Balcanică. Se acordă plachetă de onoare domnului Cristian Strauf. Un secund pe cinste. Lipsește, n-a reușit să ajungă în ultimul moment, dar probabil că dacă reușește, mai imediat o să-i se acorde ulterior. Acordăm plachetă de onoare domnului Ioan Popa. Haideți mai în față. Îmi vine o mare onoare, atât din punct de vedere instituțional, cât și personal, să acord placheta de onoare antrenorului acestei generații, domnului Octavian Baștic.
Căruia îi mulțumesc că a făcut să fie prezent astăzi aici. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru tot. Această plachetă de onoare pe care urmează să o acord are valențe speciale, pentru că e acordată unei persoane prezente astăzi aici, care a activat și a ținut la acest sport foarte mult. Însă placheta aceasta se împarte și cu cineva din ceruri. Astăzi, pentru că doctorul Ioan Pușcaș nu mai este printre noi și a fost artizanul și motorul acestei echipe la vremea respectivă. Acordăm plachetă de onoare domnului Ioan Pușcaș. Se acordă plachetă de onoare domnului Marius Năsăudean. Acordăm plachetă de onoare unui domn, profesor Marin Ștefan, care a fost alături de toată suflarea voleibalistică în tot acești ani și nu doar voleibalistică, ci și sportivă. Mulțumim, domn profesor! Tot un sportiv, un om al voleiului, dedicat zi de zi, care nu cred că a ratat un meci de volei de 30 de ani încoace, îi acordăm plachetă de onoare domnului Nicolae Ilieș. Care și el, din păcate, ca domnul Strauf, n-au reușit să ajungă în ultimul moment la această gală, să zic, aniversară. Eu vreau să vă mulțumesc în fața dumneavoastră, cât în fața întregii săli, și să știți că în momentul în care ați fost aplaudați, fiecare dintre voi v-a aplaudat tot orașul. Pentru că ceea ce ați făcut este de neprețuit, ați ridicat acest oraș pe culmile performanței sportive și pentru aceasta recunoștința noastră nu va fi niciodată îndeajuns. Vă mulțumim și ne înclinăm în fața dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule primar, vă mulțumim, domnilor, sunteți minunați și vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru sportul românesc și pentru orașul și Uniunea Silvaniei. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule primar, dacă există între dumneavoastră cineva care dorește să ne transmită un mesaj, cred că este momentul să o facă, fără niciun fel de problemă. Vă rog, domnule profesor. Bună seara tuturor! Bună seara tuturor, felicitări pentru că sunteți prezenți aici, mulțumiri de opotrivă. Aceștia sunt artizanii voleiului și Leoan, chiar Zăloan, pentru că echipa de volei Silvania din orașul nostru a fost prima echipă din județul Sălaj care a urcat pe cea mai înaltă treabă la nivel de țară. Ei sunt artizanii și felicit. Au contribuit mult și chiar dumneavoastră și alții care nu sunt dintre noi, Dumnezeu să ierte, știți dumneavoastră prin toate mijloacele, și cu transport, și cu masă, și cu casă, și cu contribuții, chiar pe state de plată sau benevol, la mărirea, cum să spun eu, a volumului banilor necesare, mai ales deplasărilor la echipele celelalte. Îmi pare rău că nu este aici cel mai artizan dintre artizani, căruia îi se datorește acest succes. Cel din 78 la intrare în divizia națională, dar și cel de 1983, când am câștigat Cupa Balcanică. Nu e aici, știți unde e, Dumnezeu să-l odihnească, dar în onoarea lui am scris în carte și numai două vorbe să vedeți. El și-a închinat viața lui în două direcții. În direcția jurământului Hipocrat, care cu Ulco Silvanirul, pe care îl știți, dar și cu spitalul care îi poartă numele, dar și voleiului, pentru care a lăsat succesul, echipa și așa mai departe, fiului său, care este aici, și-a dus-o mai departe, activând în
Divizia Națională. Și am spun despre el. A fost un om precum un pif de munte în soare, cu ochii doi copii în sărbătoare, cu inima o mare în vijelie, cu gândurile aripi de vulcan, trăind o viață plină de elan și care într-o zi s-a stins ca o făclie, dar îi simțim și azi lumina și căldura vie. Să-l ierte Domnul! Vă mulțumim, domnule profesor, pentru frumoasele cuvinte. Domnilor, vă rog. Bună seara. Vă mulțumim pentru aplauzele pe care ne le oferiți. Și în numele tuturor jucătorilor, antrenorilor și celor care au contribuit la succesele voleiului din perioada 78-83 și ulterior și la celelalte două promovări, vă mulțumim. Vreau să vă duc la cunoștință faptul că Șibleul Silvaniei în acea perioadă s-a numărat numai printre cele, repet, numai 20 de centre care au avut echipe în primul eșalon, contribuind și la promovarea și dezvoltarea voleiului sălăjat. În fața noastră se află 5 maestri emeriți ai sportului la volei, care au activat toți pentru echipa Silvania. Acestea s-au adus o contribuție deosebită la câștigarea ultimei medalii de bronz la campionatul european din 1977 din Finlanda, Helsinki. Vă rog să-i aplaudați. Elisa Sătovan, Adile Mășeșan, Ion Serga, Adrian Arbudo și Sultan Nacu. Deci o mare onoare pentru Șimleu că 5 maestri emeriți au fost în echipa de bază cu contribuție hotărătoare la obținerea ultimei medalii, 4-6 de ani de atunci. Vă urez sărbători fericite și la mulți ani în România, de ziua națională. Vă mulțumim foarte mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vreau să rămânem cu toți aici pe scenă pentru o fotografie de grup care să rămână în veșnicie. Așa că haideți să ne grupăm, vă rog. Haideți, vă rog, domnilor, puțin mai în față. Permiteți-mi să vă ajut. Vă rog. Această fotografie trebuie să rămână în amintirea acestui moment extraordinar. Sportul românesc, pentru orașul Șimleul Silvaniei, multă emoție și în sală, am văzut și lacrimi, ceea ce este minunat. Mulțumim, domnilor, vă dorim multă sănătate, să ne bucurăm împreună și de alte momente la fel de frumoase. Vă mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule primar, pentru că sunteți alături de noi. Domnilor, domnilor, Dalia, te rog să fii aici lângă mine, nu mă lăsa singur, pentru că evenimentul nostru continuă cu un moment artistic, un moment muzical susținut de trupa Bidea, o formație tânără formată din 3 copii minunați în vârstă de 12 ani, dornici de afirmare, îi caracterizează talentul, muzica și perseverența. Sunt îndrumați de Roli Poro și Sanda Rosu, cărora le mulțumim și sunt prezenți azi aici pentru a vă cânta și, bineînțeles, pentru a vă încânta. Ce zici, Dalia? Haideți să-i primim cu aplauze, zic eu. Check, check. Check.
check, check. Bună seara tuturor, la mulți ani în România! Mulțumim organizatorilor pentru invitație! We'll be right back.
v-ați afla. Bianca, Ricci și David, măi copii, voi prin muzica noastră ne-ați urcat pe cei mai înalți munți din România și cred că ne-ați făcut să ne simțim mai români ca niciodată. Eu vă mulțumesc, eu și cu Dania, în numele publicului minunat din această seară, sunteți extraordinari, deosebit de talentați. Le mulțumim și celor care vă pregătesc, Roli Voro și Sanda Rosu, vă mulțumim și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți. Dalia, urmează un alt moment foarte frumos, pentru că Ziua Națională a României înseamnă și folclor, înseamnă tradiție. Dacă ne uităm originile, înseamnă că suntem pierduți, dar să știți că nu le-am uitat și nu le vom uita niciodată. Doamnelor și domnilor, programul muzical al serii continuă cu mult folclor, cu un recital al ansamblului folcloric Barcăul al Clubului Copiilor din Șimleul Silvaniei. Dalia, te rog să ne spui mai multe cuvinte despre acești artiști minunați. Desigur, ansamblul Barcăul de la Clubul Copiilor din Șimleul Silvaniei a fost înființat în anul 1991. Din acest ansamblu fac parte copiii din școlile orașului și din împrejurimi. Repertoriul ansamblului cuprinde cântece și jocuri din sălaj, mai precis din zona etnografică Barcău, dar și din alte zone ale țării. Folclorul reprezentat de ansamblu se bazează pe culegerile efectuate atât pe teren, cât și din documentele de arhivă de către profesorii Gavril și Cornelia Neaga, specialiști în domeniu. Mai mult, de-a lungul anilor, ansamblul a participat la numeroase manifestări artistice, festivaluri, concursuri, peste 500 de manifestări de acest gen. Participarea la aceste manifestări a fost răsplătită întotdeauna cu premii și diplome, dintre acestea amintim Păunul de Aur Cluj-Napoca, Peștișorul de Aur Tulcea, Lină Chiralină Brăila, Călușul Românesc Slatina, Maria Tănase Craiova, festivaluri din străinătate precum Chișinău, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Italia, Turcia și multe altele. De asemenea, soliștii ansamblului formați și lansați la Clubul Copiilor din Șimleul Silvaniei cântă pe marile scene ale României și vorbim aici despre artiști cunoscuți precum Alexandra Chira, Vlăduța Lupău, Daniel Pop, Crina Pop și mulți alții. Ansamblul și soliștii săi promovează numai folclorul autentic și portul popular din zona etnografică Barcău. De asemenea, conducerea ansamblului este asigurată de către profesorii Gavril și Cornelia Neaga, niște oameni extraordinari. Dalia, îți mulțumesc pentru această prezentare minunată. Eu cred că acești artiști au devenit un fel de carte de vizită pentru județul Sălaj. Dacă ne uităm în istoria acestui ansamblu, așa cum spuneai și tu, au obținut nenumărate titluri, nenumărate premii la evenimente artistice naționale și internaționale. Mă uit acum la ei și văd cât de frumoși sunt gătați, cu chimeșe, cu gaci, cu cizme de jucat, cu clop, cu tăticele. Nu știu dacă am pronunțat bine regionalismele astea, că știu că pe acolo, pe la Valcău, în stare mândre. Eu zic să-i invităm în mijlocul nostru. Corect. În aplauzele voastre, doamnelor și domnilor, hai să primim pe acești tineri extraordinari.
Sembra că stare de sărbătoare și își cistește frații eroi, cruce cole
Thank you.
Citisem recent o carte despre viziunea unui filozof asupra raiului. Și în accepțiunea sa, raiul însemna aroa dimineții, bucuria vieții, mirosul florilor de câmp în altul munților, freamătul mării. Sunt de acord când acești copii spun că țara noastră este un colț de rai, pentru că noi le avem pe toate acestea. Avem și mare, avem și munți, avem și râuri, avem și păduri, avem și dealuri, avem și podișuri, avem de toate. Credeți-mă, suntem niște norocoși, am fost binecuvântați cu această țară extraordinară. Dar lăsăm o parte filozofia, Dalia. Urmează un alt moment artistic extraordinar, alături de niște profesioniști, un program muzical coreografic de folclor prezentat de ansamblul folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Dar înainte de asta, permiteți-mi, doamnelor și domnilor, să-l invit aici pe scenă, alături de noi, pe managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, domnul Daniel Săuca, pentru că este un om care se implică în promovarea și în organizarea actului cultural în Județul Sălaj și cred că merită să vină aici alături de noi pentru a ne spune câteva cuvinte. Domnule director, bună seara, bine ați venit în mijlocul nostru! Bună seara, bine v-am găsit! Am venit din nou cu bucurie la Șimleu Silvanii, după mulți ani cu un spectacol de Ziua Națională a României. Ansamblu Meseșu, așa cum îl vedeți deja pe scenă, este un ansamblu reprezentativ al județului nostru și face parte din Centrul de Cultură și Artă, o instituție a Consiliului Județean Sălaj. Ne bucurăm că putem să ducem mai departe folclorul și că putem să încântăm publicul atât din județul Sălaj, cât și din țară și din străinătate. Altfel, pentru întâlnirea cu voi, m-am gândit câteva ore bune ce discurs să țin, cât de patriotic să fie, cât de înflăcărat, cât de mobilizator și nu mi-a ieșit mai nimic din povestea asta. Poate că sunt mai depresiv, cine știe. În orice caz, mesajul meu de 1 decembrie ar fi în felul următor. E bine să ne bucurăm de calitățile noastre, de ceea ce avem bun, dar să nu uităm că avem și multe defecte. Și că multe lucruri nu merg bine doar din cauza noastră, nu neapărat din cauza altora. Și cred că găsirea acestui echilibru între ceea ce avem bun și ceea ce nu este bine ar putea fi o cale de urmat. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc domnului primar pentru colaborare. La mulți ani România, la mulți ani Șimleu. Vă mulțumim, domnule Daniel Săuca. Daria, înainte să lăsăm pe acești artiști minunați să ne încânte, te rog să ne spui câteva cuvinte despre acest ansamblu folcloric. Ansamblul folcloric Meseșul a fost înființat în anul 1996. De-a lungul timpului, în subordinea Consiliului Județean Sălaj, a activat în diverse formule instituționale din octombrie 2010, fiind secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, centru coordonat de către domnul Daniel Săuca. Doamna Paula Morar fiind cea care coordonează secția. Conducerea muzicală este semnată de dirijorul profesor Dorel Ciobanu, iar coreografia dansurilor a fost asigurată de Radu Mureșan. Vor urca pe scenă în această seară soliști vocali precum Adriana Baciu Bonțe, Laurenția Bolba, Denisa Prunian, Claudiu Mihail Ileș și Carmelia Cherecheș. Dansatorii vor prezenta în fața dumneavoastră dansuri din Banat și Câmpia Transilvaniei. Cu acestea fiind spuse, eu zic să-i primim cu aplauze călduroase! Sigur că dragi invitații speciali, vom avea și pe Tina Pop și pe Daniel Pop. Să-i aplaudăm, domnilor și domnilor, acest minunat ansamblu folcloric! Thank you.
Andrei Bucetera. Fericit când ca mine, la-d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 a-
Mândra mea, draga mea, să domnească patru spiță.
draga mea, draga mea, să dobească patru nopți, mă. Da, Ferrari, s-o învărta, da, Ferrari, s-o învărta. E mai tare mie o stricată, mândra mea, draga mea, mai tare mie o stricată, mă. Atât e foc în căruță, mândra mea, draga mea, că mă așteptă mândruță. Thank you.
rari 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 ra. Bate bate și sma bate rari 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 ra. Am palen pătura rari 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 ra. Și trebuie scutura rari 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 ra. Dar să știu că pot juca rari 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 ra. Bună seara și bine v-am găsit! Semnal de curând de acum.
Crina Pop, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai cântat și ne-ai încântat. Am aflat, să știți, că este și meoancă de-a dumneavoastră și s-a îndrăgostit de folclor. A participat la nenumărate concursuri naționale și internaționale. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci, pentru că duci tradiția mai departe și că iubești folclorul autentic românesc. Îți mulțumim foarte mult! Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru această tânără minunată și nu puteam încheia programul artistic al serii fără un alt invitat special, tot din Șimneul Silvaniei. În aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, îl invităm alături de noi pe Daniel Pop. Bună seara, vă spun și eu și mă bucur tare mult că astăzi am ajuns în sfârșit acasă și eu spun așa că mă înclin în fața dumneavoastră că ați venit atâta lume astăzi aici. Și să știți că de-a lungul timpului horile m-au dus cam păstătăt în lume. Astăzi am venit acasă și cântăm prima melodie. Să mă ajutați așa cu niște palme, tătă lumea. Și luxuieră de mâncare, că mă duc acasă iară. Străița lui mai grec ca mine, mă duc să voresc în lume. Orile m-o dus în lume, orile mi-o dat nume, dar mă duc el o rămâne. Nu mi-o fost lumea, mai, eu cât o-i pute ori, lumii călători o-i fi. Acasă iară. Ei, lume, lume, opa! Cine-a fost mai mare, eu știu, mi-o dat suma și clopăi. Și-o zis că doi știi vori, lume, tăta mea fi, măi. Orile m-o dus în lume, orile mi-o dat în lume, dă mă duc el-o rămâne. Lumii-o fost lumea, minim, măi. Eu cât o-i cu chelorii, lumii călători e fi, măi. Ei, n-am fost mai mari de-o șou. Ei, dacă te-o da suma și clopă, dacă lume, opa! Pitorul meu și morile, astea mi s-a verile, măi. Asta-i, Doamne, lumea mea și dă poți lăsa-mi așe, măi. Orile mă dus în lume, orile mi-o dat un nume, dar mă duc el o rămâne. Lumii-o fost lumea inimăi, eu cât o-i pute ori, lumii călători e zi, măi. Ei, orile mă dus în lume, ei, orile mi-o dat un nume, ei, lumii-o fost lumea inimăi, ei, eu cât o-i pute ori, lumii călători e zi. Eu vă mulțumesc tare, tare mult și aplauzele dumneavoastră merg și spre Orchestra Ansamblului Profesionist Meseșu, condusă de domnul Ciobanu. Maestre Ciobanu, mulțumesc tare mult și mă bucur tare mult că după o perioadă lungă de timp am ajuns să recântăm împreună. Și mai ales mă bucur că am ajuns acasă să cântăm împreună și eu zic că următoarea melodie, eu sper la anul să nu mai cânt. Am zis că o cânt acum, că la anul cine știe și zic așa că dacă Dumnezeu mi-ajută, nu bat globul de nută și dă mii de ajutor nici la anul, nu? Așa să fie cum ziceți dumneavoastră. Și să știți că melodia asta nu stă Doamnele de la Șimleu, că aici nu este treabă. Ei, lume, lume, lume! Doamne ferindă la fecior, măi, ci-n cura, doamnelor, măi, c-am plicat și eu azară între doamnele o cară. Și mai o tăte de zor, nici nu vreau să mă zor, măi, c-am plicat și eu azară între babe de o cară. Și mai o tăte de zor, nici nu vreau să mă zor, dar ce le zic eu? Ei, dacă... ajutor, nici la anul nu mă zor, măi. Mântele ce-mi portă, dor, măi, nu mă mâna să mă zor, măi.
fecior, eu voi fi numai al lor. Ei, la te fete la picior! Ei, ții în gura, doamnelor, de aici e tăte strătrea. Și mă vorbesc că-ți pe la bordă, că umblu cu ciciodată, și că nu mă fac rușine, că niciuna nu-i dă mie. Zic ce vreau gurile rele, dar nu-s vadă între ele. Și că nu mă fac rușine, că niciuna nu-i dă mie. Zic ce vreau gurile rele, dar nu-s vadă între ele. Doamne ajută, dacă nu e să-mi ajută, nu-mi bat doar din multă. Și dă-mi dă ajutor, nici la nu mă însoră, mă. Mândrele ce-mi portă dor, măi, nu mă mâna să mă însoră, măi. Mică, când nu mai fi fecior, eu oi fi numai al lor, măi. Ei, mă vorbesc de asta la poartă? Ei, că un lucru cinciodată, Doamne, cred că nu-i așa. Ei, lumii, lumii! Și lasă zică, dă-ți ce vor, măi, să mă-nsor, să nu mă-nsor, măi. Până-i pălincă și vin, dar nu mă iubie la chin, măi. Viața trece vrând, e vrând, dar nu-i sta la sora, dar nu, măi. Până-i pălincă și vin, dar nu mă iubie la chin, măi. Viața trece vrând, e vrând, dar nu-i sta la sora, dar nu, măi. Dacă ajutor, nici la nu mă însoră, mă. Mândrele ce-mi portă dor, măi, nu mă mâna să mă însoră, măi. Fiindcă când noi mai fi fecior, eu voi fi numai al lor, măi. Ei, dacă Dumnezeu să-mi ajută, nu-mi bat clopotie de nuntă. Ei, și de plină ajutor, ei, nici la anul nu mă însoră. Mulțumesc tare mult și astăzi știu că e Sfântul Andrei, la mulți ani tuturor care poartă numele. Mâine este ziua noastră a tuturor, la mulți ani nouă, dragi români, și nu puteam să plec, să nu vă cânt și eu ceva pentru voi și azi cea mai frumoasă melodie, din punctul meu de vedere, să nu uităm că suntem români. Un an la sânt. Nu uita că ești român. Nu uita, nu uita că ești român. Că tatăl și cu mama ta, și bunica ta te-au învățat din totdeauna să fii bun. Nu uita, nu uita că ești român. Că ești român, că tatăl
țara asta te-ai născut să fii stăpân. De la noi au discolit mii de pământ, dar am rămas totuși aici în vechi stăpân. A mai venit o vreme grea, nu e nimic, vom aștepta că vine soare după ea. Nu uita, nu uita că ești român. Nu uita, dacă ești român. Mulțumesc tare mult și n-am terminat, că mai am încă una. Și pe asta aș vrea așa, mă, să-i s-o cântăm cu toții. Cu siguranță o știți și o să dăm drumul, adică cântă mai încet orchestra, să cânte toată lumea. Noi suntem români și vreau să aud aici de la Șimleu. Îmi dă județul și toată România, că aici noi suntem români. A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății. Tot românul veselește, România tinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în vechi stăpân. Noi români, voi se crede că de-acum românul lume va fi vrednic doar să-o nume. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpân. Moldovianul și Munteanul sunt frați buni cu Ardeleanul. Trei români din demândrie că sunt fii de Românie. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem urmaște ai lui. Ai, ai. Eu vă mulțumesc tare, tare mult! Că dacă aplaudați așa, cântăm toată lumea, orchestra o vii mai încet, să cânte toată lumea, noi suntem români și să vă aud. Să se audă că nu v-am auzit, parcă. Mai facem încă o dată refrenul și atât. Noi suntem români. Dar toată lumea și încet. Aici, noi și dumneavoastră mai tare. Români, noi suntem. Noi suntem români, noi suntem aici în vechi stăpân. Eu vă mulțumesc tare, tare mult. Momentul ăsta cu siguranță o să-l păstrez aici în inimă. Mulțumesc pentru invitație și să ne întâlnim frumos, sănătoși, cât mai des acasă. V-am țucat, Doamne ajută! Eu am fost Daniel Popa al dumneavoastră. Vă mulțumesc!
Tuturor celor de aici, artiștilor minunați ai ansamblului folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Mii de mulțumiri, oameni frumoși! Le mulțumim încă o dată, le mulțumim și celor de ansamblul folcloric Barcăul al Clubului Copiilor și Noul Silvanie, sufletul acestui ansamblu, doamna Cornelia Neaga. Le mulțumim acestor oameni minunați și nu încheiem înainte de a invita aici, în mijlocul nostru, pe primarul orașului Șimleul Silvanie, domnul Cristian Lazăr. Domnule primar, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Eu vă mulțumesc frumos, în primul rând dumneavoastră, că ați fost astăzi alături de noi aici. Vreau să-i mulțumesc domnului director Săuca și întregului Centru de Cultură al județului Sălaj pentru reprezentația de astăzi și pentru parteneriatul de astăzi de aici. Vreau să mulțumesc doamnei Cornelia Neaga și întregului ansamblu Barcăul pentru ceea ce au făcut astăzi și, bineînțeles, și mreoanelor noștri lui Daniel Pop, Crinei Pop, pentru că ne-au încântat cu prestația lor. Marea Unire n-a fost o întâmplare. Nu cinismul, nu pesimismul au condus la înfăptuirea Marii Uniri în 1918, ci perseverența și optimismul a generației de români, vreme de 70 de ani, din 1848 până în 1918. Suntem în țara Silvaniei, în țara lui Iuliu Maniu și a marelui Simeon Bărnuțiu. Avem toate motivele să fim cei mai mândri și cei mai optimiști. Și cu gândul lui Simeon Bărnuțiu, ținând cu poporul, nu vom rătăci nici într-o zi. La mulți ani, România, la mulți ani, români!
Îi mulțumim domnului primar, dar ea nu știu ce ar mai fi de spus în această seară, dar spune eu. Dragi noi, vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi în această seară extraordinară. Să nu uitați că mâine sunt organizate în oraș manifestări, un ceremonial militar și religios în cinstea acestei zile, Ziua Națională a României. Doamne, binecuvântează această țară minunată și o protește pe români și dă pace în lume. O seară minunată tuturor!